O nouă lege este pregătită de fisc în scopul creșterii gradului de colectare a banilor la stat. Ministerul Finanțelor propune o modificare a codului fiscal care este acum în dezbatere publică conform căreia persoanele care au datorii la ANAF nu vor mai avea dreptul să vândă sau să cumpere imobile sau terenuri până nu-și achită datoriile. Acestea vor avea nevoie de un certificat fiscal pe care să-l prezinte notarului prin care să asigure statul că nu există datorii. Notarul verifică înainte de autentificarea actului de înstrăinare a dreptului de proprietate existența dovezii plății datoriilor în contul indicat de ANAF. În situația în care se încheie contract de donație, transferul dreptului de proprietate se realizează cu condiția ca donatorul să nu registreze obligații fiscale sau bugetare restante conform certificatului de atestare fiscală emis de organul fiscal central. În cazul în care persoana căreia îi se transferă dreptul de proprietate, registrează datorii restante cuprinse în certificatul de atestare fiscală. Notarul public transmit organului fiscal central prin mijloace electronice de comunicare o copie a titlului de proprietate încheiat ca urmare a transferului dreptului de proprietate. În funcție de comportamentul comportamentul fiscal al persoanei care i s-a transferat dreptul de proprietate, organul fiscal poate dispune măsura asiguratorii sau instituie sechestru executoriu. În cazul în care aceasta nu achită obligațiile fiscale bugetare restante în termen de 15 zile de la comunicarea somației, mai scrie în proiect. În caz contrar, există riscul ca proprietarul să intre în starea de insolvabilitate sau de insolvență, ceea ce ar conduce la nerecuperarea obligațiilor bugetare la bugetul general consolidat. Ministerul Finanțelor mai spune că și în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale transferul dreptului de proprietate este condiționat de achitarea acestor obligații